Crâmpoienii și-au dat întâlnire pentru al șaptelea an consecutiv pe stadionul din comună pentru a lua parte la petrecerea câmpenească organizată de Ziua Localității. Manifestarea intitulată Flori de cântec românesc a atras pe lângă cetățenii comunității conduse de Ionel Mirea și locuitorii ai comunelor limitrofe. De la Ziua Comunei, care a cunoscut în ultimii ani cea mai accelerată dezvoltare, nu a lipsit nici senatorul Siminica Mirea, soția edilului și foarte mulți politicieni liberali. Suntem deja la șaptea ediție, este sărbătoarea comunei noastre. O sărbătoare cu care ne mândrim și în fiecare an încercăm să aducem alături de noi cât mai mulți oameni, cât mai mulți prieteni. Acolo unde merg, promovez localitatea noastră. Le spun că în Crâmpoia avem oameni deosebiți, oameni harnici, oameni frumoși și vreau ca toți colegii mei, toți prietenii mei să vadă care este realitatea. Vreau să vadă ce comună frumoasă avem. Politicienii și-au exprimat bucuria de a participa la o mare sărbătoare a comunei care a cunoscut în ultimii ani cea mai rapidă dezvoltare. Ei le-au urat oamenilor să se bucure de ceea ce s-a realizat în localitate și să continue să-l sprijine pe edil în ceea ce va face pe viitor. Să dați Dumnezeu să fiți sănătoși, să fiți voioși, să vă bucurați de viață, să treceți pe toate greutățile pe care le întâmpinați. Noi la Parlamentul European am început să discutăm despre banii din 2021 încolo. Sunt bani pentru agricultură, subvențiile vor crește, sunt bani pentru coeziune, sunt bani pentru proiecte pe care spunea domnul primar că le are. Conducerea localității le-a oferit crâmpoienilor un spectacol deosebit în semn de mulțumire pentru că le-a fost alături în demersul de a le schimba viața printr-o serie de investiții. Pe scena special amenajată pe stadionul din comună au urcat nume sonore ale muzicii și show-ului românesc. Cu nevasta m-am vorbit ca să mă fac un cinstit, mă. Un cinstit și un de casă, cu șapte mândre la masă. Vremea frumoasă, oameni mulți, muzică frumoasă, premii, oaspeți de seamă, invitați de seamă, așa cum ați văzut pe scenă, europarlamentari, parlamentari, primari, primari de comună, primari de oraș, prieteni foarte dragi din mediile private. Un moment emoționant a fost reprezentat de premiera cuplurilor care au împlinit 5 decenii de viață în doi. Unii dintre ei au ales să le dezvăluie celor interesați ingredientele unei vieți trăite alături de partener. Și mulțumim lui domnul primar pentru tot ce a făcut pentru noi și pentru comuna noastră. Ia spuneți-ne cam care e secretul longevității căsniciei. Care e secretul? Înțelegerea. Ne simțim bine. Când plin inimă vârstă. Care e secretul longevității în căsnicie? Să fim bine, sănătoși. Ce secret să avem? Cum ați reușit să împliniți 50 de ani împreună? Că râși, grăbim și am împlinit. Amândoi ne-am făcut, amândoi ne-am înțeles, amândoi ne-am... Cum a fost viața? A fost din tine și rău până acum, da. Petrecerea a continuat până aproape de miezul nopții, când zona a fost luată cu asalt de adolescenți, iar ritmurile care răsunau dinspre scenă nu mai erau de muzică populară, ci ușoară.